Interviurile ediției cu Marian Pedruța în rol de anfitrion. Povești românești și snoave americane românizate. Actualitate esențială. Acum un an jumate din țară, în octombrie 2014, și asta este visul de 4 ani pe care l-am dorit să fac florărie în țară. Apoi, când am aflat că am câștigat loteria viselor, am renunțat la ideea de a deschide acolo o florărie și am spus o să deschid aici. Și în sfârșit, după un an și jumătate, s-a întâmplat. Mă numesc Nina, sunt partenera Georgianei. Împreună am decis să deschidem florărie aici în Mulmed. Georgiana are experiență de florist din țară și tot timpul și-a dorit să aibă florăria ei. Și mie îmi place ideea și îmi place să fac ceva frumos. Și am decis să pornim afacerea împreună. Sunt oameni deosebiți, sunt oameni educați, este o zonă prosperă, este o zonă în care îți face plăcere să vii fiecare zi. Am o prietenă care se ocupă de artă portugheză. Ea pictează ceramică manual și pictează cu modele portugheze. Și atunci am aflat prima dată despre arta asta deosebită de a picta pe ceramică. Și când am venit aici în plaza, am văzut câteva plăci de ceramică pictate cu artă portugheză și așa mi s-a întâmplat să fie exact pe aceeași lungime de undă, pentru că mie îmi place teribil de mult. Și s-a mai întâmplat ceva foarte interesant în momentul în care am intrat prima dată în spațiu. Era gol, absolut gol, și la subsol am găsit un nufăr uscat, genul acesta, care nufărul este logo-ul nostru. Noi avem logo pornind de la bobocul de nufăr, apoi floarea de nufăr care reprezintă viața în perioada maturității și sfârșitul vieții, nufărul uscat. Deci nufărul e logo-ul nostru, este ceea ce ne reprezintă afacerea. Și când am venit aici, am găsit chiar un nufăr uscat. Care era probabilitatea să găsești un nufăr într-un spațiu gol? Deci a fost potrivit pentru noi. Am zis, asta e zona care ne place, ăsta e locul care ne place și spațiul a fost potrivit. Ideea deschiderii florării a venit spontan. Georgiana și-a dorit mereu să facă asta și eu am vrut să facem împreună, pentru că e un lucru foarte frumos și ne place la amândouă să facem ceea ce facem. Nu, am venit să căutăm spațiu, noi căutam spațiu să deschidem florărie. Am căutat în multe locuri, în multe plaze. Nu eram foarte încântate și apoi am venit într-o zi să îmi arate Nina, partenera mea, să-mi arate Templul Bahai și zona care îi place ei cel mai mult, aici pe plajă la Kenilworth, și am văzut spații goale și am zis, hai să încercăm. Orice lucru este ușor sau greu în funcție de cum îl vezi. Dacă crezi că un lucru e foarte greu, va fi greu, pentru că totul pornește de la credințele pe care le avem. Dar dacă știi că se va întâmpla și știi că asta trebuie să faci și nu te împotrivești, nu te blochezi, toate se aranjează. Deci lucrurile se aranjează singure. Doar trebuie să crezi și să le pornești. Iar aici este într-adevăr foarte simplu, pentru că nu spune nimeni nicio piedică. Deci asta este diferența față de România. Nu te deranjează nimeni. În momentul în care ai deschis o afacere, o deschizi online, este foarte simplu.
și toată lumea te ajută. Deci mi se pare mult mai ușor să deschizi aici o afacere. Și evident, statul nu-ți trimite controle din prima zi când ai deschis, ci așteaptă să te dezvolți și, și te cred pe cuvânt în momentul în care ai făcut o declarație și o plătești. Nu te consideră nimeni un posibil infractor. Eu am lucrat ca și economist în țară și am avut foarte multe probleme cu, cu administrația financiară și cu statul român. Mi-a fost foarte greu și să mă gândesc să plătesc chiria acolo, pentru că era foarte scumpă. În București chiriile sunt enorme la spațiile comerciale. Și da, era ceva aproape imposibil de realizat, din păcate. Pe 15 martie, când am deschis, am avut primii clienți, am avut prieteni în primul rând. Și apoi au venit din zonă, sunt atât de încântați, toți oamenii de aici sunt încântați să aibă o florărie, pentru că nu există niciuna apropiată în zonă. Și a fost o florărie foarte de mult, s-au mutat de aici. Și oamenii își doresc ceva deosebit. Deci ei au grocery, au jewel aici aproape, cu flori ieftine, dar vor ceva special, vor emoții, vor să ofere celor dragi ceva special. Și atunci noi venim cu oferta noastră, noi facem numai flori cu emoții, deci nu e o glumă, sunt tot ce oferim vine cu sentimente în spate. Și ne place să facem oamenii fericiți și oamenii simt asta și apreciază și vin din nou să cumpere. Deci nu e numai un business, e pasiune, efectiv e pasiune. Și întotdeauna te gândești ce vrea persoana care trimite o floare sau persoana care oferă flori, ce vrea să exprime prin florile respective. Povestesc despre Ikebana, că aranjamentul Ikebana este ca și cum ai face meditație. Este atât de relaxant. Elemente mature și elemente de flori uscate, ceea ce reprezintă filozofia vieții, de la naștere și până la moarte. Avem de învățat de la asiatici foarte. Și putem să vedem toate evenimentele din viața noastră în mod firesc. Bărbații știu să oferă vaze de flori aici. Și ei cam asta își doresc întotdeauna. Dar femeile vor ceva diferit pentru că s-au plictisit de vaze. Și atunci trebuie să-i sfătuiești pe bărbați să iasă din zona lor de confort și să comande ceva de ei. Și de cele mai multe ori le place, iar femeile sunt absolut încântate. Pasiunea pentru flori a început de mică, de când eram foarte mică. În urmă cu mulți ani mi-am dorit să fac cursul de Ikebana. Am tot amânat pentru că având familie și serviciu și de toate, întotdeauna intervin alte probleme și n-am reușit să-l fac. Dar în 2012 am zis gata, eu fac cursul, indiferent cât costă și indiferent care sunt și cât timp mă costă. Și a fost așa a fost un lucru deosebit pentru că am prins încredere, am văzut că pot să fac ce-mi place și am început să învăț. Am început să învăț, să practic și când pui pasiune, totul devine mult mai simplu.
Vrem să ajutăm comunitatea de români în orice, în orice împrejurare, pentru orice evenimente au. Am colaborat cu Biserica Ortodoxă de pe strada Mozart. Ei sunt foarte deschiși și foarte drăguți, ne-au ajutat cu comenzi. De asemenea, vreau să intrăm în legătură și cu celelalte biserici ortodoxe. Avem câțiva prieteni foarte buni cu care ne ajutăm, dar sper să cunoaștem și alți români și să ne putem ajuta reciproc. Împreună facem ornamentele, dar eu mai mult mă ocup cu contabilitatea și cu promovarea și marketingul și cu livrări. Oferta noastră acoperă toate evenimentele din viața unui om, începând cu nașterea unui copil. Suntem singura florărie din Chicago care face lumânări de podeș și de nuntă cu flori naturale. Aici nu știe nimeni că există această tradiție în Europa și noi venind cu background-ul de acolo și cu cunoștințele, chiar suntem unici pe piață în materie de lumânări cu flori naturale. Apoi îi ajutăm la nunți, la orice fel de eveniment, orice fel de ceremonie. Am avut și nunți de alte naționalități. E foarte interesant să înveți tradițiile altor popoare și să îmbini cunoștințele pe care le ai cu ce își doresc ei. Întotdeauna este interesant să găsești un punct comun în care să poți comunica. Evident, le oferim și flori pentru înmormântare, pentru a-i onora pe cei dragi. Deci, efectiv, acoperim toată gama de flori și de aranjamente florale care pot fi solicitate de clienți. Da, eu sunt din Chișinău, din Republica Moldova. Sigur că avem clienți și români și moldoveni și comunitatea de moldoveni e foarte mare în Chicago și noi suntem foarte uniți. Avem evenimente de mărțișor, de revelion împreună și am avut câteva nunți de moldoveni până acum. Și comunitatea de moldoveni e mult mai tânără decât cea a românilor. De aceea avem foarte multe nunți, pentru că sunt tineri și acum e momentul lor să facă și ei o familie. Și noi vrem să le ajutăm să aibă o nuntă frumoasă. Inclusiv pălării cu flori, inclusiv flori pentru fashion. Și mi-aș dori foarte mult să facem niște instalații, instalații suspendate pentru muzee sau pentru spații foarte largi. Asta este un țel al meu și probabil că într-un an, doi, o să reușesc să fac și asta. Avem o pagină activă de Facebook. Avem un magazin online și oricine poate să caute flowersbygeo.com și să cumpere online aranjamente florale. Noi livrăm în toată regiunea, în tot Chicago și împrejurim. Deocamdată ne-am făcut promovare online pentru că este simplă și toată lumea acum există pe Facebook, toată lumea comunică pe Facebook, pe Instagram, pe rețelele media. Va urma o promovare door-to-door. Vrem să facem broșuri pe care să le distribuim aici în zonă și să ne adresăm și companiilor care vor să aibă aranjamente florale pentru recepții și pentru sările de consiliu. Deci avem prețuri foarte bune și calitate de top.
Așa că ne vom răspândi aria de promovare către companii.